În insula mare a Brăilei există și culturi duble, adică se recoltează de două ori pe an de pe aceeași solă. Cum a evoluat porumbul în acest sistem și ce producții se preconizează pentru viitor, împreună aflăm imediat. Vorbeam de lucrările minime. Vreau să vă arăt aici o cultură dublă de porumb, da, pusă doar sub pivot, după orz, semănat direct în miniște, fără nici o lucrare. Observați, miniștea de orz este aici, deci s-a recoltat orzul. Imediat a doua zi am intrat și am semănat. Păi stați direct în miriște, direct fără nicio prelucrare? Fără nicio prelucrare. De ce vă spuneam eu că lucrările, cu cât intrăm mai puțin pe teren, cu cât îl tasăm mai puțin, cu cât suntem mai puțin agresivi asupra solului, solul ne dă mai mult. Și observați că avem o producție și un porumb frumos. Este un hibrid de la Pioneer, este o grupă FAO 320. Și noi sperăm să obținem, dacă vă uitați, e aproape ca un porumb normal, dar sperăm să obținem un 8 tone la hectar. A doua cultură, ceea ce este fantastic. Și vă spuneam că tendința noastră este etapa următoare de a merge către no-tillage. Fiindcă alături avem Joker. Deci, nu avem arătură, nu avem scarificat, nu avem nimic. Jokerul cel despre care... Este jokerul despre care vorbeam și vă spuneam, uitați-vă, da? 10 cm pretoprați. La cât intră? La 10 cm. E suficient. Uitați. Cât să-i creeze... Da? Cât să-i creeze plantei treia și trebuie. Și uitați-vă umiditate. Da. În sol. Da? Atât ai prelucrat. Și în primăvară aici... Când a plouat ultima dată? Acum două săptămâni. Cam și cât a plouat? Am avut o ploaie destul de bună, dar haideți să vedeți în profunzime. Regla intră, fiindcă terenul a fost protejat. Și uitați-vă la teren. Da? Eu în primăvară aici vin și semăn direct. Da. Fără să intervin cu nicio lucrare. Acest teren care mai jos e tasat, vine iarna, îngheață, îl afunează. Bun. Acum ați semănat direct în miriște. Recoltați porumbul. Da. În primăvară veniți probabil cu altă cultură, aici, probabil tot o cultură de aici prășitoare. Aici o să avem o prășitoare și sigur o să avem porumb pe această suprafață. Mai, cum lucrați terenul ăsta? Aici o să venim cu o prelucrare cu jokerul, superficială, ce a făcut și alături. Aha. Și după care semănați? După care semănăm în primăvară. Vă spuneam că apa pe care noi o conservăm în perioada următoare, fiindcă această cultură alături aici a fost recoltată în iunie. Aha. Și acum suntem în luna lui octombrie și observați ce este, dacă aveam arătură, nu aveam așa ceva. Sunt convins. Și în primăvară intrăm de la semănat. De ce? Cultura mea de porumb la anul, până la 80 frunze, se dezvoltă fără niciun pic de apă. Are deja rezervă acumulată. Are tot ce trebuie. Și atunci, cu cantități mici de apă, în perioada următoare, eu îmi asigur producția. E o tehnologie care nici nu cred că mai trebuie comentată foarte mult, pentru că s-a dovedit a fi deosebit de eficient. Deci trebuie să ne gândim la două lucruri. În primul rând la costuri. Sigur. Care ele cresc. Și cresc inputurile, crește energia, crește gazul. Iată ce s-a întâmplat mai anul ăsta. Știm cu toții ce se întâmplă. Și în al doilea rând trebuie să ne gândim și la sănătatea solului. Fiindcă a renunța la lucrări nu înseamnă a distruge solul, înseamnă a îmbogăți. Ai dat viața, a lăsa solul să lucreze pentru tine. Îl pui la treabă. Eu dacă mă duc și îl usuc în luna lui iulie cu arătură de 25 de cm, când afară sunt 35-40 de grade în lunga Dunării, el în 10 zile este uscat pe toată suprafața. Acolo solul respectiv nu mai are viață. Da. Nu mai are viață. Așa e, corect. Și atunci eu ce să fac? Trebuie să-l las să lucreze. De ce? Fiindcă dacă el are viață, el se îmbogățește. Scarificați în insulă? Din păcate, da. Fiindcă trebuie să scarificăm 25% din suprafață o dată la 4 ani. Ca așa avem contractul, sunt lucrări de îmbunătățire a solului, dar eu vă spuneam că trebuie să ne schimbăm puțin modul de a face gândirea, de a face agricultură. Trebuie să evoluăm cum evoluează și celelalte lucruri în jurul nostru. Și atunci așa agricultura trebuie să înțeleagă, oamenii care fac agricultură trebuie să înțeleagă că trebuie să avem grijă de solul nostru, trebuie să lăsăm un sol bun. Bun, la cei de după noi. Și dacă nu ați scarificat, cum asigurați, cum se spun, percolarea apei pe verticală, circulația apei pe verticală? Apa circulă. Dacă e tasat, cum? Dacă păi e tasat, asta că eu nu-l tasez. Eu încerc să vin cu lucrări. Atunci când faci lucrări minime, trebuie să faci așa. Semăn, fac întreținere, nu mai fac întreținere mecanică, fac întreținere chimizată la distanțe de 30 de metri, deci sunt clare acolo că tasarea este de 1% și
recoltez. Vorbeați cu alt prilej despre lucernă care asigură asta practic. Asta nu mai spun că lucerna, practică, vă spuneam că lucerna, dar nu lucerna asigură drenaj, scarificare și așa mai departe. Prin sistemul, adică, radicular, prin sistemul radicular care este foarte dezvoltat. Și în primul 1,20 m rădăcinile au diametru de 0,7-0,8 cm, până poate și peste, până la 1,2. Ceea ce înseamnă, când descompunere, practic asigură... Și face un drenaj extraordinar. Face un drenaj extraordinar al terenurilor. Același lucru poate să-l facă floarea soarelui, iarăși, care are, da, o el ce se întâmplă? Noi trebuie să gândim un pic altfel. Această drenare a solului, solul se dezvoltă singur. Dar noi trebuie să avem grijă de el. Să nu-l tasăm. Tasarea duce la stricarea structurii solului. Dacă ai grijă de el și trebuie să folosim iarna, să nu uităm că România, totuși, suntem în zona, dacă cei care au în zona din America de Sud, unde au ceva precipitații mai mari, dar America de Nord are iarnă. Tehnologia este de minim sau nou tilaci. Ei au ajuns acolo din cauza costurilor, care erau foarte mari și atunci n-au putut să renunțe la sămânță, n-au putut să renunțe la îngrășăminte, n-au putut să renunțe la întreținerea culturilor împotriva bolilor și a burienilor, dar au fost nevoiți să vadă de unde taie. Și au tăiat din lucrări și la un moment dat și-au dat seama că au făcut un lucru bun asupra pământului. Nu numai asupra costurilor. Deci, inițial s-au gândit la reducerea costurilor. Corect. Și după aceea au realizat, corect, că prin asta îmbunătățește, deci, și calitatea este, solului. Minimizarea costurilor și creșterea producției. Fiindcă, corect, mulți înțeleg, domnule, faci lucrări mini, faci producție slabă. Nu e adevărat. Făcând lucrări mini, conservi apa în sol, faci un sol bogat în microorganismi, iar microorganismii lucrează pentru tine, pentru plantă. Bun.